În această seară concurenții au repetat dansul mirilor și Bogdan acum, dacă nu mai are parteneră, nu mai dansează cu Andreea, a mers împreună cu doamna Crina acolo în living peringul de dans și au făcut pașii împreună. Am văzut că se mai uitau la Ana și Daniel care erau în fața lor și se luau după ei cu pașii respectivi, iar la un moment dat la coregrafie, băiatul trebuie să ridice fata în brațe, în aer și să o învârtă și asta a făcut și Bogdan cu mama lui foarte tare a și reușit a învârtit-o și chiar a fost un moment frumos dar mă gândeam în marea finală știu că de obicei doar cuplurile care se căsătoresc, fetele și băieții care sunt îmbrăcați în mire și mirea să dansează valsul mirilor Acum Daria și Adrian în continuare repetă dansul, dar vom vedea dacă vor participa pe ring atunci când vor dansa cu toții.